Bună seara, numele tău se trece pe lista golgheterilor acestei echipe. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte. A fost un meci foarte greu, o echipă care prin ce în care s-a schimbat și a fost un meci foarte greu și până la urmă suntem bucuroși de cele 3 puncte. Cum simți jocul echipei în momentul acesta? Jucăm foarte bine. De când a venit mister, cred că avem altă față, avem altă atitudine și sperăm să o ținem tot așa, să luăm cele 3 puncte. Nu contează, în unele jocuri mai trebuie să suferim, dar la urmă importante sunt cele 3 puncte. Cum te simți pe teren? Ai momente în care ai emoții, ești timorat sau ești liber? Nu am nicio emoție. Înainte de meci dorm foarte liniștit. Până la urmă joc fotbal de plăcere, nu când taie cineva capul sau... Sunt joc de plăcere, sunt bucuros când joc fotbal. Nu te temi, nu știu, că poate ai avea o evoluție mai puțin bună și ai fi criticat presiunea de la FCSB despre care se tot vorbește? Nu, n-am nicio treabă. Îmi place să joc cu presiune. Dacă n-ar fi presiune, nu aș putea să mă motivez. Cum te-ai descrie ca jucător? Marcator. Bun, să revenim un pic la joc. Vă îngrijorează un pic momentele alea de cădere în care adversarul își face jocul? Normal că mai sunt momente când joacă și adversarul. Important este să învățăm din ele și să reușim să le corectăm la antrenamente, pentru că nu ne permitem pași greșiți. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! La revedere!